minut și 35 de secunde. Mănânci bătaie. Și 30 de secunde. Hai. Dar ce sunt aici să-l ai să-l pun? Un minut. Mă, mănânci bătaie, bun. Vorbesc serios. Păi, dar era părul făcut. Hai, s-a terminat. Ia cum vorbesc. Aoleu. Uci. Stai, mă. 20 de secunde. Nu mai povesc, poate fata. Sunt gata. Și beau cu lopata. Este asta cu patina. Cel mai bine, esență tare. Ana, Ana. Mai acana. Cu picaș? M-au venit dicăle. Nu, de asta dai și mic stare și mă acoperi tot fata. Asta. Aolă, sunteți voi superbe, divele. Da, uite-ne. Ce să faci? Uite-ne. Alături de Teo Trandafir. Într-o pauză publicitară. Care poartă chiloți astăzi, mi-a declarat în emisiune. Tot timpul poartă chiloți, de ce ești așa? Ea tot timpul poartă chiloți, eu niciodată nu port chiloți. Chiloți cu glugă, chiloții. Trebuie să înceapă aici și să se termine aici. Auzi, să se termine aici. Așa. Chiloți cu moți. Cu moți. Când vine frigul, apelez și eu la dușmanii mei, că n-am dar... Eu abia atunci îi dau jos, ca să vadă lumea că pot. Poate fata, e clar că azi poate fata. Oricum, mă bucur foarte tare că o avem pe Teo aici alături de noi. Și o să avem am-nam cu Teo Trandafir. Întrebările primite de la voi. Da, am vrut. Chiar m-am lăsat la un moment dat. Dar a fost nasol pentru că am rămas cu părțile rele, adică paparații după mine și toate alea, și fără niciun bar în buzunar, which was bad. Și atunci m-am reapucat, deoarece nu se putea. Dar seama că nu e de fapt nicio combinație reușită. Da. Eu n-am vrut să mă las niciodată de carieră și nu-mi doresc asta să nu plec niciodată, deși sunt conștientă că la un moment dat, da, de când la mine a fost să înaintez în vârsta suficient de mult încât dragă, să... Că o să faci televiziune. Mai ales că nu conduc, eu altceva nu fac. Îți dai seama, eu nu trebuie să mă concentrez stânga, dreapta, îl bag, eu sunt băgător scoțător. Ești cu bradele, da, pipi. Este meserie de băgător scoțător. Deci mai ales că eu nu conduc, că ea are alt rol de... Ea e doamna cu sacoșa, bagă scoate. Doamna cu sacoșa, problema e că nu pot să-mi arăt fața, că-s doamna Teo și nu se poate. Dar în principiu, nu mă repet jumătate de oră. Ce-ai răspuns? Ce-ai? Bine, sora mea! Că n-ai cum, da, nu există. Nu ce profesor? Nu pot să zic. Dar eu pot să nu zic. Știe, sara. Nu știe. Nici nu știu dacă mai e în viață, dacă înțelegi ce vreau să spun. Eu am început școala de mult, pe vremea când nici nu știam când s-a inventat școala. Și practic eu cred că am învățat să scriu pe tăbliță, de piatră. De piatră? De... N-aveam nici creioane, boss. Scriai pe piatră ca boss. Băi, la mine era nasol, era un prof de religie. Dar era frumos și el tare. Cum să te îndrăgostești de proful de religie? Dar nu eram chiar, nu chiar îndrăgostită, e mult spus, dar tuturor ne plăcea de el. Da, pentru că era totul interzis. Oh, mamă, ce mișto era de religie, dar eram pe gen, Doamne, iartă-mă, Doamne, Doamne, merte Dumnezeu. Am, n-am că nu conduc. Am, eu am, recunosc, am, vă mulțumesc, vă iubesc, și mulțumesc poliția română. Nu poate fi amendat. Te-ai scos. Da, dar am și ajuns. Păi și eu, cumva, dar nu chiar la nivelul la care mi-aș fi dorit, da? Niciodată nu este prea târziu, am emis frumos, sper să se întâmple. Da, cum cântai tu la începutul emisiunii? Mai zi-mi o dată. Cum era? O, dă, dă orice, orice! Bagă poate fata! Nu mai pot scoate fata! Când se bagă ea, o scoate fata! Când de se sperie palata! Ce vecinii disperați, mă rog, disperata. Să scoată, exact, disperata, o să scoți și bani din asta. Pe sistemul 50 de lei tăcutul. 50 de lei tăcutul, nu cântatul. Mama, asta îmi place. M-ar fi să mă să încep să cânt eu prost la fiecare concert, să le zic, băi, vin, cât îmi dați să tac. Nu, frățioare, 10% comision, că ți-am dat ideea. Gata, bate palma, deal. Andeea cu dești.
Am dat cu dești? Păi și până să vină ăla cu dești, era doar cu cifre. Tot timpul aceeași parolă. Dacă mi-e parola, e parola de la safe, parola de la telefon, parola de la car, parola de la kilot, parola de la casă, de la cheița, de la kilot. Da, eu am mai uitat-o că le schimbam mereu niciodată. Și nu mai știam nici eu, deci aveam atât de multe combinații. Dacă vreți, variante. Vă și spun. Ce drăguț, nu. Super tare, te iubesc. N-aveam unde să ne spălăm. Mamă, ce-mi place, super cool. Deci o să fie un episod de vlog super tare. Eram cu mama și n-aveam unde să ne spălăm. Și ca voi la exact. Nu, noi aveam șampoane, însă tare, tare. Și am găsit un lac foarte mișto și curat și ne-am dat cu șampon cât am putut de decent să nu murdărim apa lacului și două naiade, mama mai îmbrăcată, eu nu, zragaduf în apele înspumate. Teo Trandafir a făcut baie dezbrăcată în lac. N-am furat, am făcut super baie. Super tare, data viitoare să ne-a luat și pe noi, venim noi să filmăm un nou episod de vlog. Păi da, eu ți-am zis că mi se spunea în done, eram pe alt film, eram pe toate gardurile, pe toate stadioanele. Nu știa nimeni că există. A, mama, a spart chiar la școală un geam, ce să zic. Plus că pe vremea mea nu existau geamuri, existau zăbrele. Păi era geam cu zăbrele, dar l-am spart printre alea. Always. No, n-am. Da. Am făcut o mână plus și am dat vina pe altcineva, dar asta de obicei... le faci când ești mic. Da. Când ești mare, te asumi. Le fac și acum, da, le fac la Caterinca, adică fac vreo prostie, dar te zic, cine, nu, mai eu, sau știi? Nu fac, nu. Gen, oricum te prins că eu am comis-o, dar eu o las așa. Așa, în glumă, știi? Da. Așa, în glumă, da. Am, îmi place să mizez pe chestia asta uneori, că mi se pare funny. Uh-huh. Dacă tot facem o prostie, să facem caz de necaz. Exact. Facem o prostie, să-i dăm altuia. Foarte. Unul la școală? Am. Niciodată. Na? Nu. A, la tine nu se dădeau note. Da, se dădeau. Doar de la 2 în sus. Serios, și n-ai copiat niciodată? Niciodată. Doamne ferească. Dar nu pentru că învățam, ci de frică. Da, de frică, da. Mi-era frică de... Eu mai copiam, recunosc. Dar eram bună, adică aveam note foarte bune. Mergeam și la olimpiadă. Bună ești acum. Dar uneori nu mai puteam și eu și... Am! Dar nu știam că sunt îmbrăcată în niște pijamale care nu erau foarte ok, pentru că erau cumpărate de la un anumit magazin în care eu am intrat ca proasta și am descoperit că scrie mare pe pijamalele în care eu eram îmbrăcată, pijamale bărb. Și ce a fost și mai penibil a fost că m-am întâlnit cu Anda fix în magazinul respectiv, doar că noi eram la prosoape. Tu cumpărai prosoape pentru că aveai o umiditate scăzută în casă și voiai să spui prosoapă umed pe calorifer, pentru că se afectează gâtul. Da, aveam mereu corzile foarte uscate. Deci erai îmbrăcată în pijama. Da, nu te-ai prins. Nu m-am deci prins, cumva am, jur. Cumva n-am. Super. Și am o ultimă întrebare pentru bursucu, ca să încheiem frumos vlogul, adică nu știu cum să-ți explic. Fii atent. Aici, ori am, ori n-am, da? Vreau să știu dacă ai renunțat vreodată să vii la emisiunea cu Teo Trandafir pentru că ar fi un meci cu Steaua. Au fost la meciuri cu Steaua. Dar știi ce? Știi ce? Da? Mamă, păi credeam că e fan adevărat, mai dezamăgit cu răspunsul ăsta. A jucat Steaua o singură dată la ora 4 și eram în emisiune și mi-am pus televizorul la cunoscut. Nu cred. Da, așa a făcut. Deci, atenție, am văzut meciul în direct și n-am lipsit la emisiune. N-am lipsit niciodată de la emisiune. Bine, bravo. Hai, urmăriți vlogul. Hai, Steaua! N-am urmărit vlogul Andrei Adam. Am. Așa, atât îți trebuia, că ce bătaie muncai! Vă iubim tare, tare, tare! Mua! Să fiți pe fază în fiecare luni!